În dimineața aceasta suntem aici împreună, nu știu câți ați fost conectați săptămâna aceasta la ceea ce s-a întâmplat în țara noastră. Acum, dincolo de alegeri și de rezultatul lor, vorbeam cu cineva la, care a fost șef de, de secție de alegeri, am spus, bă, le-ați numărat, dar nu le-ați numărat bine. Sau nu le-ați numărat până a trebuit să iasă ce a trebuit să iasă, dar uh, avem încredere până la capăt în Dumnezeu, amin. Uh, ce s-a întâmplat în țara noastră, ce s-a întâmplat în lume și uh, nu mă refer aici la începerea campionatului de fotbal, uh, uh, poate nici la ce s-a întâmplat la București, la concertul cu Coldplay, că ne-au terminat cu chestia asta. Deci oriunde dai numai de aia, după de aia dai. Uh, totuși pot să, pot să meditezi puțin la statusul nostru ca popor la, la ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Cum uh, oameni care au uh, s-au manifestat într-un fel într-o seară, în a doua seară s-au manifestat cu totul alt fel. Totuși, ce s-a schimbat? Poți să întrebi asta? Nu vreau să discut despre asta sau despre cealaltă, în ceea ce privește capacitatea cameleonică a românului de a se adapta sau la ipocrizia atât de prevalentă a societății unde se promovează uh, corectitudinea politică. Nu vreau să vorbesc despre asta, ci trebuie să înțelegem astăzi că avem o problemă de identitate. Noi ca societate și mai important, cred, noi ca. Creștini, copiii a lui Dumnezeu. Unii din, uh, unul din păstori ăștia controversați de astăzi, care organizează uh, întâlniri pe arena națională, a făcut un, o postare vis-a-vis uh, -vis de tot ceea ce s-a întâmplat pe arena națională și a întrebat el, cum de așa mulți creștini evanghelici au fost la Coldplay, și știm asta că au postat ei că au fost acolo, și totuși, aceiași oameni sunt atât de împotrivitori a ceea ce face păstorul cu biserica respectivă pe arana națională. Și aici vreau să vă spun că sunt de acord cu el. Suntem așa de rapizi în a critica și a observa greșelile, că poate nu ne potrivim toți. Și cu siguranță nu ne potrivim toți. Și Doamne ferește să ne unim cu altul. Care până la urmă e copilul lui Dumnezeu. Doamne ferește. Dar mergem la Coldplay și ne arătăm pe videoclipuri care ne-au pus și foarte ușor ne unim. Vă uitați bine la ce spun acum și voi online cu nelegiuirea. Foarte ușor. Ca muzicani sunt extraordinari, sunt geniali, absolut. De asta umplă orice arenă de lume asta. Dar nu despre asta e vorba. E despre faptul că noi, creștinii, nu prea știm exact care este identitatea noastră. Cred că avem o problemă ca nație și ca evanghelici. Ca unul care a trăit 15 ani în afară, vă pot spune că multor români din afară le este rușine că sunt români. Da. Da. Și poate este mai prevalent în vestul Europei decât în Statele Unite, unde am locuit noi. Deși și acolo. Le e rușine să vorbească în română, să spună că sunt români. Am fost în Spania și am văzut lucrul acesta, este evident. De ce? că nu vrem să fim asociați cu anumite comportamente a unor compatrioți de-a noștri. Îmi aduce aminte de faptul că în timpul comuniștilor mi-era rușine să spun că sunt pocăit. Mă strigau popii cu pocăitul. Pe la bloc eram cam singurul de acolo. Și mie mi-era rușine din cauza că eu nu aveam o identitate a mea. Eu nu aveam o relație personală cu Hristos, ci doar o moștenisem de la părinți. Pe ei toată lumea îi știau. Erau oameni cu se cade la locul lor, dar eu eram prin alianță cumva. Și mi-era rușine. Rușinea vine, atenție mare, prin neasumarea identității de aici vine rușine. Și mi-aduc aminte înainte de alegeri am fost invitat la un congres sau unui partid, v-am mai spus eu de asta, și au să spun și eu câteva cuvinte și le-am spus așa. Ca să se întâmple ceva în țara asta, avem nevoie la Bruxelles de politicieni cărora să nu le fie rușine că sunt români și la București, de aici, local, avem nevoie de politicieni cărora să nu fie rușine că sunt moldoveni. Și toți moldovenii mei să spună amin. O să fiți toți din ardeal astăzi? Dacă te simți frecvent că ai vrea să ascunzi cine ești, înseamnă că ai problemă cu identitatea. Cine ești tu cu adevărat? Și este o întrebare pe care a lansat o lansat-o Robert mai devreme, prin mesajul um, frumos pe care l-a avut inspirat de Dumnezeu. Robert, nu ai fost numai bine îmbrăcat, ai avut și un mesaj din partea Domnului. Nu, serios, acum să-mi spui cine ești tu, dar să nu spui că ești al lui Popescu sau al lui Ionescu, că de astea știm și noi. Cine ești tu cu adevărat? Care este definirea identității noastre? Psihologia definește identitatea ca cine experimentăm noi a fi sau eul pe care îl purtăm fiecare dintre noi. Adesea ne simțim presați să ne definim uh, prin munca pe care o prestăm, specialitatea pe care o avem, uh, statutul financiar, succesele, notele, aspectul sau ce spun alții despre noi. Dar ce se întâmplă cu identitatea noastră, așa cum am auzit mai devreme, când ne lovește eșecul? Când vine falimentul peste afacerea ta? Și te-ai prezentat până acum ca un om de afaceri, un antreprenor. Ce se întâmplă când te lovește falimentul? Ce se întâmplă când uh, te identifici cu un om sănătos care are grijă de corp și, deodată, te îmbolnăvești? Ce se întâmplă când pierdem? Ce se întâmplă când se poate o istorie urâtă în familia noastră? Însă și temelie, identității noastre este zdruncinată și modificată. Ceea ce înseamnă că ne definim pe noi înșine, prin cineva sau prin alt ceva. Marea majoritate ați auzit de Bernie Madoff. Um, este un evreu de, în, din Statele Unite, un american de origine evreiască, am vrut să spun, care a făcut un, un hedge fund, adică a fost o piramidă, ei nu și-au dat seama și -au, a luat bani de la cei mai bogați. Dar tot sistemul a fost falimentar de la început. Nimeni nu și-a dat seama. În momentul când uh, s-au prins, l-au băgat în, în pușcărie, toată, uh, toată afacerea, tot ce a avut el a fost praf, s-a dus uh, pe apa sâmbetei. Și interesant, în timp ce taicăsul era în pușcărie, Mark Merov, fiul și a pus capăt zilelor. Pentru că identitatea lui s-a zdruncinat. Identitatea lui era dată de taicăsu și de, de, afacerea lui, de tot ceea ce a făcut taicăsu. Un sentiment stabil al sinelui nu poate să existe pe deplin atunci când ne plasăm identitatea în lucruri externe. Atunci începem să fim dependenți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în clipa când se schimbă circumstanțele și identitatea noastră se schimbă constant. Unora v-am mai spus în 1994 în aprilie, când s-a sinucit Kurt Cobain de la Nirvana, liderul de la Nirvana, în terenul de sport la liceul național. Era o grămadă de tineri în geci, de blugi ne netunși, pentru că asta era moda pe atunci, care îl prângeau pe ăsta. Nu l-au văzut niciodată, nu l-au cunoscut niciodată. Și mi-aduc aminte că deși mie nu-mi plăcea așa de mult Nirvana, mai mult Pearl Jam pe vremea aia, eram și eu acolo cu ei. Și ziceam, băi, ce se întâmplă? E ceva ciudat. Pentru că tineretul din vremea aia s-a identificat cu omul acesta prin muzica lui. Identitatea noastră trebuie să fie regăsită în cel care merge înaintea noastră. Dar întrebarea este după cine mergem noi. Al cui ești? Ce te reprezintă pe tine? Cine merge înaintea ta? Ascultă, de la început îți spun, identitatea noastră trebuie să fie în Dumnezeu. Iisus Hristos este cel care trebuie să ne dea identitatea. Pentru că o identitate întemeiată pe Dumnezeu înseamnă că știm cine suntem. Și că primul lucru pe care ne, care ne vine în minte când cineva ne întreabă care este identitatea ta, al cui ești, răspunsul știți care trebuie să fie? Sunt cineva profund iubit de Dumnezeu. nu e așa că schimbă toată perspectiva? Cine suntem noi? Suntem o persoană iubită de Dumnezeu. Cum ar schimba felul în care trăiești dacă ai crede cu adevărat lucrul ăsta? Ce s-ar întâmpl întâmpla cu reacțiile tale? Și astăzi te întreb de la început: ce te împiedică să faci lucrul acesta? Identitatea noastră are de-a face sau este despre cum ne vede Dumnezeu. Cum ne vede Dumnezeu? Unul din cele mai bogate pasaje despre identitate se află scris în Biblie, în Efeseni, în capitolul 1. Și în acest pasaj, Pavel se adresează bisericii din Efes, explicându-le Efesenilor noua lor identitate, identitate dată de Isus Hristos. Imediat citim pasajul, dar pe scurt, ca să intrăm cu această mentalitate în citirea pasajului, auziți ce spune Pavel despre noi. Spune că am fost binecuvântați cu orice binecuvântare spirituală. Wow. Și continuă, spune, am fost aleși, adoptați, răscumpărați, iertați, hrăniți în har, iubiți, acceptați necondiționat. Merge mai departe, spune, suntem puri, fără vină și iertați. Mai departe, spune, am primit speranța de a petrece eternitatea împreună cu Dumnezeu. E bine, când înțelegem toate lucrurile acestea și înțelegem că identitatea noastră este în Hristos, atunci nicio circumstanță externă nu poate să schimbe ceea ce suntem noi. Amin? Auziți ce spune Pavel. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos în El Dumnezeu ne-a predestinat, ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după a buna plăcere a voii sale. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Azi vreau să descoperim câteva obstacole pe care le întâlnim des, și mare majoritate de aici am întâlnit un astfel de obstacol uh, pentru o identitate sănătoasă. Și vom vorbi despre câteva măști pe care le purtăm. Măști evidente în societatea noastră săptămâna trecută. De asta v-am am deschis cu, cu săptămâna trecută. Purtăm o mulțime de măști și ne le punem în funcție de cum este mai confortabil și de cum dăm mai bine pe sticlă sau prin postări sau whatever, ați înțeles voi. Primul lucru, primul obstacol este aceste două extreme. Low self-esteem sau high self-esteem. Adică un un respect de sine foarte jos sau un respect de sine foarte, foarte înalt? Biblia vorbește despre om, parcă vorbește în două extreme. Proverbe 6 cu 12 spune așa: Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură. Vrei să-l cunoști pe asta? Asta e că l-ai cunoscut. La muncă, la bloc, în... nu, 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 nu vreau să ne gândim că în familie, dar ai cunoscut pe undeva un om de ăsta. Nu vrei să ai de face cu el. Apoi, Psalmii, capitolul 8 spune așa: Ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai pe jo jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Aici ne place. Ne place cum suntem descriși foarte mult. Vedeți, de multe ori există un decalaj în cunoașterea acestor adevăruri. Despre cine spune Dumnezeu că suntem și despre trăirea acestor adevăruri. Și se vede lucrul acesta prin cum, prin cum noi ne uităm la noi înșine. Se vorbea mai devreme de o oglindă. De multe ori ne uităm în oglindă. Unii au tendința să creadă cel mai jos posibil despre ei, love, self-esteem, și să spună: Nu sunt bun de nimic n-am nicio idee, n-am educație, a, nu pot fi un tată bun, n-am nicio șansă să fiu o soție bună, low self-esteem. Da? Se încadrează mai mult la proverbe, la a, omul ăla de, de nimic. Și sunt ceilalți care au o părere foarte bună despre ei. Pește, îi vezi, ăștia se cred tot timpul buricul pământului. În jurul lor se învârte totul. Totul se învârte în jurul lor. Când intră într-o cameră, dacă nu sunt băgați în seamă, sunt extrem de nefericiți. Altă extremă de care trebuie să ne păzim. E drept, Biblia spune, omul este coroana creației. Cea mai complexă figură, vietate de pe acest pământ. Dar Biblia spune că umblă și cu vicleșoguri. Adică, ce ne învață Scriptura este că trebuie să avem o părere foarte echilibrată despre noi. În timp ce suntem coroana creației, avem tendința în inimă să fim răi. Să fim răi. Și dacă nu mă crezi, aduți aminte ultima oară când ai dat mâna cu un om și ai zâmbit și ai spus, mă bucur să te văd. Și după 10 metri l-ai vorbit de rău. Dacă nu cu persoana de lângă tine, măcar în gând. Măcar în gând. Mă, ce rochie e aia, mă? E posibil așa ceva? De-ai spus că te bucur că o vezi. Asta este tendința noastră, din, din materialul ăsta suntem făcuți. Dacă nu predăm totul lui Hristos și El nu este identitatea noastră, ajungem să ne zbatem între cele două extreme. Balanța o găsim întotdeauna în Scriptură. Omul este înainte de toate creația, cre, corona creației, dar de asemenea este nespus de înșelător. Să înțelegem lucrul ăsta. Deci, asta este primul hop. Trebuie să avem grijă unde ne poziționăm între cele două extreme. Al doilea obstacol este o credință greșită. Sunt unii care cred foarte tare în iluzii, falsuri. Trăim o epocă în care fiecare om poate să-și fabrice propria realitate și să-și tocmească propria credință. Și fiindcă suntem o societate atât de inclusivă acceptăm realitatea oricărei persoane, chiar și uneia care este deranjată mental. Bună oară, în societatea noastră, dacă un individ de 50 de ani se identifică cu o fetiță de 16 ani, azi poate intra în vestiarele lor, la toaletele pentru femei și chiar să participe la competiții pentru fetițe. Da, nebunia asta vine în țara noastră. Vine repede. Știți de unde a pornit asta? De la relativismul promovat de umanism. Uh, în ultimii 30 de ani auzim pe toate drumurile, peste tot mass media, oriunde se poate, că toate drumurile duc la Roma, adică toate religiile duc la Dumnezeu. Ați auzit-o pe asta? Asta este o minciună. Nu toate religiile duc la Dumnezeu. Dar noi, ca societate, am tolerat această idee, nu ne-am burzuluit, n-am zis, băi, asta e o minciună, nu se poate așa ceva. Nu, nu, am tolerat-o. Copiii care au crescut cu MTV și cu Spongebob, da, ăștia sunt, voi ăștia care aveți copii mici acum, ăștia sunt copiii, da, n-au mai fost deranjați și încep să nu mai fie deranjați de aberațiile care câștigă Eurovizionul și cei care fac filme foarte populare astăzi. Și atenție, Așa cum Hitler cu acoliții lui au făcut acele manuale în manuale, în abecedarul, în anii 30, în abecedare în Germania, erau caricaturi hidoase ale evreilor care erau portretizați în abecedarurile copiilor. Da? Că evreii sunt o subspecie, adică nu sunt o specie umană, sunt subspecie. Această mare minciună care se învârte în societatea noastră, cum că toate religiile sunt bune și că poți să-ți alegi credința, care te face să te simți mai bine, această minciună începe din ce în ce mai mult să intre în mințile oamenilor. Știți ce se întâmplă? Prea des văd lucrul ăsta. Omul care merge din această inerție, merge foarte bine cu acest relativism până lovește boala. Până vine falimentul, până pierzi pe cineva drag, până pierzi căsnicia. Și atunci sunt doar două șanse. Ori te la credința adevărată, Doamne, ajută să se întâmple așa, ori încep să cadă în droguri, alcoolism și de multe ori ajunge să trăiască promiscu. Pentru că adesea o credință falsă a afectează modul în care noi ne identificăm. Tu crezi și trăiești pe baza unei identități ce ți-o dau acțiunile tale, ceea ce este contrar de ceea ce spune Biblia. Astăzi, dacă te identifici pe undeva pe aici, vreau să spun, nu lăsa greșeala trecutului să-ți definească viitorul. Nu lăsa lucrul ăsta. Atât timp cât ești în biserică, atât timp cât uh, ți-ai luat timp să vii și să pășești aici, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. El are un plan pentru tine. Și pentru a lupta împotriva acestor credințe false, trebuie să descoperim exact convingerea aceea puternică pe care ne-o dă Scriptura și credința. Vedeți? O credință falsă ne poate determina să ne vedem invers decât tocmai am citit și am căzut toți de acord, că suntem identificați în Efeseni 1. O credință falsă te poate, te poate, determina să spui că ești respins în loc de acceptat. Ați auzit pe ăștia? Nu, nu, Dumnezeu nu mai are treabă cu mine. În lanțuri, în loc de eliberat. Nu pot să scăp de fumat, n-am cum. Ați auzit-o pe asta, nu? Am reușit, am încercat, n-am reușit. Călcător al legii, în loc să fie acoperit de har. Nu? Uh, orfan, în loc de adoptat. Pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Nimănui nu-i pasă de mine. Dacă trăiești într-o astfel de identitate, automat chestiunea asta îți face foarte rău. Pentru că identitatea ta dă până la urmă felul cum tu acționezi. Sunt unii care încă cred că sunt sub lege și încearcă să facă mai multe ca să iubească Dumnezeu. Ați auzit de ăștia? Încearcă să facă, să păstreze, să... ca să iubească Dumnezeu. Sau ne putem îngropa în slujire sau în alte fapte bune, în loc să ne odihnim în cunoașterea faptului că Isus a făcut tot ce este necesar pentru mântuirea noastră. Sau poate spui, sunt prea păcătos. Dumnezeu nu mă mai primește. E prea târziu, e prea greu, mă simt prea murdar. Ăsta e diavolul și, ascultă-mă, diavolul este un mincinos. Diavolul este un mincinos. Azi putem să-i spunem toți că ne aude. Diavole, ești un mincinos. Auzi? Când crezi, când crezi lucrul ăsta, îi reziști. Și tu când reziști, spite știi ce faci, îi dai diavolului o migrenă. Și ce ne bucurăm când el are migrene? Cât mai des ne dorim în viața noastră, pentru că Biblia spune că atunci când ne împotrivim, el fuge de la noi. El fuge de la noi. Așa că astăzi vreau să repez după mine ceea ce spune Pavel, nimic altceva. Spune așa după mine, sunt curat, sunt curat complet, complet, nevinovat, nevinovat victorios, victorios, stâlp, stâlp zidit, zidit, tare, tare imutabil. imutabil. Nu știu, ăștia de aici cred mai mult. Hei, de acolo nu prea... Nu prea mă auziți? Dacă este cineva care zice, băi, asta e prea mult, eu nu le-am cu, cu rostirile astea, băi, e prea mult, e Evanghelia emoțiilor, a zicilor fără rost, hai să vă citesc ce spune bătrânul Ioan în întâia lui epistolă. Zice, prea acum suntem copii lui Dumnezeu și ce vom fi? Nici nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Când va veni El, vom fi ca El. Oh, aleluia! Asta e mare lucru. Binecuvântat să fie Domnul. Asta e mare lucru. Asta înseamnă că tot ce ai repetat după mine este adevărat și mai mult decât atât. Pentru că dacă am fi să repetăm toate atributele lui Hristos, am stat până mâine dimineață și n-am terminat. Nu este așa? Hai să-ți dau un, un, hint să te ajut puțin. Când încerci să te roși și nu prea îți merge rugăciunea, începe să repeți atributele lui Hristos și să vezi cum se schimbă totul. Doamne, Tu ești minunat, ești frumos, ești victorios, ești binecuvântat, ești plin de milă, ești Domnul meu, ești Cel care îmi dai o identitate nouă. Binecuvântat să fie numele Tău. Apoi, un al treilea obstacol foarte frecvent întâlnit printre noi, pentru că am zis că astăzi vorbim despre problema noastră de identitate, este masca religiei. Masca religiei. Astea am fost condiționați și învățați de mici să o purtăm. O masca religiei corecte. Haideți să fim serioși. Marea majoritate dintre noi purtăm această mască pentru că venim dintr-un popor a cărui religie este drept credința. Asta înseamnă ortodox. Drept? Nu strâmb? Drept. Ei, când spui că ești drept, ți-ai pus automat o mască. Pentru că unul singur este drept, Hristos, amin? E clar că masca asta este purtată în poporul nostru de secole. Și toți cei care ies de acolo, tot o poartă. Oh, dacă nu e cor, nu e biserică dacă nu-i prorocie, așa cum știm noi, altfel nu se poate, îl șlabulăm pe Dumnezeu, nu este biserică. Dacă nu este amvon, nu este biserică. Dacă nu este cruce, nu este biserică. Vedeți, farisei l-au condamnat pe Isus pentru tot ceea ce ei credeau că trebuie să fie Isus. Și au pierdut, au pierdut cel mai mare semn. Pentru că toți purtau o mască farisei, că îi spunem noi, sau religioasă. L-au condamnat pe Isus în ciuda tuturor dovezilor că El este Mesia. El a avut toate dovezile că e Mesia. Născut în Betleem din seminția lui Iuda, miracole și semnele pe care le-a făcut El nu le-a făcut absolut nimeni și au fost profețite în psalmi și în Tora, în Vechiul Testament. Dar n-au putut să vadă lucrul acesta. Lucrează Dumnezeu prin păcătoși? Asta a întrebat slăbănogul în Sanhedrin. Tot Dumnezeu vorbea prin el. Clar că nu. Și cu toate acestea, pentru că aveau masca religiei, nu l-au primit. Astăzi, ce pot să vă spun, și știu că este din partea lui Dumnezeu, scoateți masca. Scoateți masca, cât mai repede scoateți masca. E veche și miroase mâncare de-alaltări. Hai că n-a trecut de mult pandemia. Țineți minte? mi țin minte că erau mașini și pe oglinzi aveau măștele. Țineți minte, nu? Alea erau mai infecte ca mama COVID-ului. Dar ei aveau mască acolo pusă pe oglindă. Da? Erau groaznic. Mi-aduce mi aminte asta, cred că am mai spus eu odată chestia asta, mi-aduce aminte de guma turbo de pe timpul comuniștilor. Cei născuți după nu știți ce e. aia, nu avem gumă pe atunci, da? era o gumă turbo, venea cineva din, din Turcia și era gumă turbo da? Și la o scară, lângă scara mea, guma era așa de... Era o singură gumă. Se mesteca pe etaje. <laughs> etajul 4 o mesteca miercuri. 3, marți. Cel mai fan era când ajungea la etajul, când ajungea la duminică. Și zice ce? Că o mesteca toată ziua. <laughs> nu, dar serios. Serios. Purtăm măști care n-ar trebui să le purtăm pentru că sunt infecte și ne fac foarte rău. Odată ce recunoști o credință falsă, trebuie să o, o predai lui Dumnezeu și să înlocuiești minciuna cu adevărul găsit în Scriptură. Uneori minciuna este legată de o experiență foarte reală și dureroasă a ta. După ce ți-ai predat minciuna asta, după ce ai predat minciuna pe care ai crezut lui Dumnezeu, roagă-te să crezi adevărul să fii conștientizat de Duhul Domnului și să înlocuiești minciuna cu adevărul. O altă minciună este să e posibil să nu te simți iertat de fiecare dată. Dar noi nu trăim prin sentimente. Noi trăim prin credință. Amin. Dacă Dumnezeu ne vede așa, iertați, binecuvântați și noi trebuie să credem. Cheia biruinței în lupta asta cu identitatea falsă este să te vezi cum te vede Dumnezeu. Da? Văzându-te pe tine, cum te vede Dumnezeu. Asta este o identitate bazată pe ceea ce spune Dumnezeu. Pe ceea ce a împlinit Dumnezeu în Isus Hristos. Asta este o vedere biblică adevărată, care ne ajută să trăim încrezători, stabili. În loc să ne schimbăm tot timpul de la o săptămână la alta sau de la o zi la alta, cum am văzut săptămâna trecută. Să ne schimbăm în funcție de pro, pro, Profesiunea noastră, succesul nostru Modul în care Ne percep ceilalți Nu, nu, astea sunt lucruri externe Care nu ar trebui să afecteze Felul nostru de a trăi, felul nostru de a ne vedea Biblia spune că suntem Mai mult decât biruitori Amin. Prin Iisus Hristos Binecuvântat să fie numele Său Cum ar schimba modul în care trăiești Dacă crezi Acest adevăr despre noua ta Identitate în Hristos și îmi place foarte mult când mă gândesc cum se identifică oamenii ce trăiesc în națiuni musulmane, unde creștinii sunt persecutați. Am mai vorbit noi, cred că odată, despre asta, despre cum pe timpul când ISIS omora creștinii în Irak, în Siria, trimiteau înainte niște un fel de soli care se informau de la oamenii locali și aflau care sunt casele unde sunt creștinii. Și noaptea, înainte să ajungă talibanii sau ISIS în orașul respectiv, făceau cu o roșie un N în arabă. Care este Un U. Noi îl vedem ca un U, dar în arabă ăsta e N. Știți de unde? De la nazarinianul. Ei identifică pe creștini ca urmașii nazarinianului. Și noaptea le făceau pe poartă, și dimineața când ajungeau ăștia acolo, intrau și distrugeau tot în casa aceea, îi ucideau pe oameni. O mulțime de creștini pe care noi nu i-am fi primit în uh, bisericele noastre pentru că nu se calificau au murit ca martiri. Pentru că au fost obligați ori să se întoarcă, să se vină la islam, ori să se lepede de Hristos și i-au zis, nu, nu facem lucrul acesta. Pentru că ei s-au identificat cu nazarinianul. Așa cum Hitler și naziștii la începutul anilor um, 1930, pause, se identificau cu zvastica. Astăzi, când vorbim de creștinii um, ascunși în case, Imaginați-vă numai în mintea lor când le băteau la ușă. Pentru că ei nu vedeau noapte ce s-a întâmplat. Dimineața se trezeau cu talibani acolo. Și erau obligați, obligați să dea un răspuns pe loc. Și o mulțime dintre ei au spus, nu, noi suntem urmașii nazarinianului. Și au înțeles identitatea. Identitatea lor n-a depins de cine e la putere în dimineața aia. Identitatea lor n-a depins de care este părerea mai populară pe Facebook sau pe Instagram. Identitatea lor n-a depins de talk-show-urile de la radio care ne fac într-un fel sau în altul și ne schimbăm de la o zi la alta. Nu, nu, nu. Ei au spus, suntem urmașii nazarinianului. Te-ai întrebat vreodată de ce nu s-au dus și au făcut semne pe ușile budiștilor din țară <hăh> sau ateilor? <hăh> Pentru că ei știu că Isus e real. Toți știu că Isus a trăit, a murit, dar este viu în vecii vecilor. De asta îi deranjează Isus. De asta creștinii noi astăzi suntem ca un semn, ca un țepuș în coasta societății. Pentru că nimeni nu poate să ne schimbe. Pe cei care s-au întors cu adevărat la Hristos, cei oameni ăștia nu întoarce nimic. Ești un singur lucru. Suntem urmași nazarinianului. Suntem urmași nazarinianului. și atenție mare! Toți avem un semn de asta pe frunte. Nu se vede? Slavă Domnului că nu se vede. Slavă Domnului că nu se vede. Puteți spune la asta Lasă că e mai bine și știe Dumnezeu de ce. Știți cine vede semnul ăla? Dumnezeu și diavolul. Dumnezeu și diavolul. Noi nu vedem și bine că nu vedem, dar ascultă-mă. Semnul ăsta este evident prin felul cum tu trăiești. Prin felul cum te raportezi la ceilalți. Poți să vii duminică la biserică, poți să aparții unui grup mic, poți să aparții cei mai tari biserici, care se pare că e cea mai tare din lume. Slavă Domnului! Dar dacă nu trăiești, dacă nu te identifici cu adevărat, în vremea rea, în momentul greu, s-ar putea să te schimbi. Mă tot gândesc la ei, la creștinii ăștia, care n-au obiceiurile noastre, care, cum am spus mai devreme, nu i-am primit în bisericile noastre ca membri, că nu s-ar califica, dar care au stat în picioare în momentul ăla. Și mă tot gândeam, oare, oare noi ăștia, care suntem așa ținuți pe palme, în societatea asta vestică, oare noi cum am răspunde? Și totul merge înapoi la identitate. Care este identitatea noastră? Iisus le-a vorbit din nou zicând, eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric. Doamne ajută-ne! Ci va avea lumina vieții. Fariseii au zis, tu mărturisești spre tine însuți. Deci mărturia ta nu este adevărată. Iisus le-a răspuns și a zis, Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată. Pentru că eu știu de unde vin și unde mă duc și voi nu știți nici de unde vin și nici unde mă duc. Asta este întrebarea la care toți trebuie să răspundem. De unde vin și unde mă duc? De unde vin? Răspunsul este simplu. Vin din mintea lui Dumnezeu. Biblia spune că El deja ne-a văzut și El deja ne-a și -a ales. Asta am citit în Efeseni. Știți ce înseamnă asta? Noi am fost întâi în mintea Lui. Orice casă la care te uiți a fost în mintea unui proiectant. Așa este? Înainte ca să facă pereții, temelia a fost în mintea unui arhitect care a văzut-o. Exact așa am fost noi în mintea lui Dumnezeu. De unde vin? din mintea lui Dumnezeu. Din planul lui nu sunt la voia întâmplării. Diavolul va încerca mai ales ăștia mai tineri care, care sunt tentați de droguri, de alcool, de escape ăsta să scape de durere. Ascultă-mă bine. Asta vine prin faptul că nu știi de unde vii. Pentru că dacă vii din mintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a avut un plan și are un scop cu tine. Amin. Și viața nu ți-o mai trăiești așa la voia întâmplării. Poate ai ajuns la 30-40 de ani și zici, bă, nu știu, nu știu ce e cu viața mea. Păi nu știi și nu înțelegi pentru că nu ți-ai înțeles identitatea. Ai venit din mintea lui Dumnezeu. Unde te duci? Hmm. E foarte simplu. Am venit de la El, merg la El. Merg la El. Am fost aleși înainte să ne naștem, să fim martori lui pe acest Pământ. Binecuvântat să fie Domnul. De fiecare dată când treci la o vamă, trebuie să arăți pașaportul. Te identifici cu poporul respectiv. Mulți cred că vor merge în cer și vor trece de poarta aceea unde se spune că e Petru. N-are cum să fie Petru, bă! asta este altă discuție, altă predică. Vor trece de poarta respectivă pentru că au ochi albaștri. Sau știi să zâmbească frumos. Nu. No. Nu. No. Goi am venit, goi vom pleca. Singur ne-am născut, singur murim. Și în fața lui Dumnezeu vom sta singuri. Și rugăciunea mea în această dimineață este ca lângă noi, în dreapta noastră, să fie avocatul nostru. Iisus Hristos, cel mai puternic, care să spună, Tată, El este, ea este pe numele meu. A crezut în mine, identitatea Lui este în mine, toate păcatele lui sau ale ei sunt șterse, sunt spălate, sunt iertate, eu le-am purtat la cruce. El sau ea are identitatea mea. Primește-l în împărăția ta. Binecuvântat să fie Domnul. Luca 9 cu 26. Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava sa și a tatălui și a sfinților îngeri. Aici pe pământ nu trebuie să ne rușinăm de ceea ce suntem. Sunt unii care mergeți la muncă, la școală și colegii voștri habar n-aveți că sunteți pocăiți. Uh, nu și noi nu folosim cuvânt. Suntem creștini evanghelici. Oh, Doamne, ai milă. Era să spun musterte, dar nu vreau să spun asta, că sunt la încheiere și vreau să terminăm pe o, pe o notă înaltă. Suntem pocăiți. <laughs> creștini, întorși la Dumnezeu. Suntem pe numele Lui. Dacă nu știe colegul tău cu care lucrezi de 5 ani ce cu tine, dă voie să spun cu durere, nu ești nimic. Nu ești nimic. Asta spune aici, dacă te rușinezi de mine, spune Hristos, în ziua aceea și eu mă voi rușina de tine. Că n-ai identitatea. N-ai identitatea mea. În Efesenul 1 cu cine spune, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcere a voii sale. Creștinul nu este definit de ceea ce este el ca individ, creștinul este definit de unirea cu Hristos și de identitatea noastră vine din cea a lui Hristos. Noi trăim astăzi în această cunoștință că El ne cunoaște. De ce credeți că talibanii încearcă să ucidă creștinii acum în Irak sau în Afganistan? Sau în noul eses a corectitudinii politice pe Facebook sau pe Insta? Pentru că ei se tem cel mai mult de urmașii nazarinianului. Ăștia sunt un popor ciudat. Ăștia nu se dau și nu pot fi amenințați pentru că ăștia nu se întorc din drum niciodată. Ăștia au calea lor. Calea lor care sfârșește în brațele lui Hristos. O, oh, astăzi trebuie să mustrăm în numele Domnului orice minciună pe care ne-o spunem în mod frecvent. Ascultă-mă bine, poți să spui nu sunt destul de frumoasă. Asta e o minciună. Nu sunt suficient de deștept. Nu am cunoștințe, nu am bani. E, tocmai nesiguranța asta este o invitație de a crede în Hristos. El este cel care ne dă pace, El este cel care ne dă dragostea Lui. Identitatea noastră prea este un dar. Și esența creștinismului este în identitate. Pentru că în clipa când m-am botezat, am primit o nouă identitate. În clipa când m-am botezat, am trecut pe numele Lui. Hristos este viața noastră. El ne dă garanția că ajungem acolo în ceruri. Și mai mult decât atât, ascultă-mă bine, biserică, ne dă plata în avans, care este Duhul lui Cel Sfânt. Arvuna. Ne dă Duhul lui Cel Sfânt care trăiește în noi. Și bucuria Lui devine bucuria noastră împlinirea lui devine împlinirea noastră. N-ați înțeles asta? Nu mai sunt eu cel ce care face, ci cel care trăiește în mine, Hristos. De aceea mă bucur cum se bucură El și mă întristez când se întristează și El. De aceea nu pot să fiu una cu ceea ce face lumea, că lucrul ăsta mă întristează ci sunt gelos cum este El pentru cei care ar trebui să fie în casa Lui Dumnezeu, în brațele Lui și acum sunt păcăliți, aiuriți, amețiți de această lume. Împreună cu Hristos suntem mai mult decât biruitori. Și tot ce ar trebui să spunem când avem identitatea corectă, ar trebui să spunem ca melodia aceea a lui Elvis. Știi că Elvis, înainte să-L apuce nebuniile, a fost creștin. Ca și Whitney Houston și mulți alții care au plecat de aici, din față. Da? De la închinare. Avea el o melodie care se numea Why me, Lord? De ce eu, Doamne? Dacă te uiți la versurile alea, îți dai seama că a, a, a fost cercetarea acolo. Dumnezeu a lucrat la inima omului ăla. Care, care spunea, de ce eu, Doamne? Asta e cea mai bună întrebare. Doamne, de ce eu? Că nu merit. Răspunsul? Pentru că te iubesc. Și asta devine identitatea ta. Care-i scopul meu pe pământ? Să-l glorific pe el prin tot ceea ce fac. Care este destinul meu final? Să fiu în împărăția sa bucurându-mă de ceea ce este el. Binecuvântat să fie Domnul. Vrei și tu să ajungi acolo? Hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Și să ne aducem aminte de ce spunea bătrânul Ioan în timp ce și se pregătește să cânte. Bătrânul Ioan spune așa, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să fim numiți copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Spuneți tot, suntem. Dar ceea ce nu cunoaște lumea, de aceea nu ne cunoaște lumea, pentru că nici pe el nu l-au cunoscut. Dacă lumea nu te cunoaște, nu te stresa prea tare. Dacă lumea nu te aplaudă, nu te stresa prea tare. Dacă nu ești faimos în postările tale, nu te stresa prea tare, nici Hristos n-a fost. Dacă ești nebăgat în seamă și se pare că deseori ești uitat, guess what, și Hristos a fost. Lumea nu l-a cunoscut nici pe El. De ce ar trebui să ne cunoască pe noi? De ce ar trebui să avem, acea... de ce avem, această dorință de a fi cunoscut? Nici pe El nu l-a cunoscut. Preibiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Aleluia! Și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și nu se termină aici. Atenție! Oricine are speranța aceasta în El se curățește așa cum El, Hristos, este curat. Binecuvântat să fie Domnul. Astăzi, identitatea noastră. Nu mai este dată de ceea ce am făcut, de ceea ce am spus. Nu mai este dată de ceea ce ni s-a spus. Nu mai este dată de, de toate minciunile pe care le-am crezut sau de falimentele noastre, ci identitatea noastră este în Hristos. Doamne, vin de la tine din mintea ta. Chiar aici, în, în, în groapa asta în care sunt acum, Doamne, am ajuns. Din cauza ceea ce am făcut eu, dar tu poți să mă scoți acum de aici. Tu poți să mă eliberezi, tu poți să-mi dai acea identitate nouă, pentru că tu ești Domnul nostru. Unde mă duc, Doamne? Eu mă duc la tine. Și toate experiențele vieții mele sunt lăsate ca să mă călăuzească către tine. Doamne, eu sunt ceea ce spui tu că sunt. Sunt un om iubit de Dumnezeu. Atât de iubit încât Isaia spune că atunci când s-a uitat la fiul lui pe cruce, care plătea pentru mine și pentru tine, Dumnezeu a găsit și a făcut lucrul ăsta cu bucurie și a văzut fiul zdrobit, bucurându-se, fiindcă știa că va avea un popor care vor fi urmașii nazarinianului. În Azi nu mi-e rușine să spun, sunt urmașul lui. Sunt urmașul lui cu tot ceea ce sunt. Asta e identitatea mea. Și identitatea asta nu poate să fie zdrobită, nu poate să fie călcată în picioare, nu mă interesează de nimic. Sunt urmașul nazarinianului. Haideți cu toții să începem să cântăm. Cu bucurie! Haleluia!